Jucătorul brazilian Felipe Meligeni Rodriguez Alves, locul 169 ATP, este noul deținător al trofeului Concordia și Open, turneu de categorie ATP Challenger 100. În vârstă de doar 24 de ani, favoritul numărul 8 al competiției l-a învins în marea finală pe spaniolul Pablo Anduhar. În vârstă de 36 de ani, numărul 105 mondial, favorit numărul 2, după un meci care s-a terminat cu scorul de 6 la 3, 4 la 6, 6 la 2 și care a durat 2 ore și 10 minute. Finala, poate cel mai spectaculos meci al celor trei ediții, a fost una electrizantă cu schimburi spectaculoase de lovituri ce i-au ridicat în picioare pe cei peste 1000 de spectatori prezenți în tribunele bazei sportive Ciri. Felipe Melingheni a fost sfert finalist la prima ediție a Concordia Open, când a fost eliminat în drumul spre semifinale chiar de către Pablo Anduhar, iar anul trecut s-a oprit în semifinalele competiției. Campionul va câștiga 12.250 de euro și 100 de puncte ATP, în timp ce final Listul Pablo Anduhar va rămâne cu 60 de puncte și un premiu în bani în valoare de 7.200 de euro. Trofeul campionatului a fost acordat de către Ilie Năstase și Andrei Pavel. Uh, first of all, Pablo, congratulations for the week. În primul rând, ție, Pablo, pentru toată săptămâna. A fost o onoare pentru mine, pentru ceilalți copii. Tu ești un jucător extraordinar, așa că felicitări. În al doilea rând, felicitări tuturor pentru această săptămână. Ați făcut o treabă incredibilă. A fost o plăcere pentru mine. Mulțumesc echipei mele, Sepi, Hernan, tuturor celor care mă așteaptă acasă, familiei mele, logodnicei mele. Și mulțumesc și organizatorilor care au făcut o treabă foarte bună. Este a treia oară când vin la ea și este din ce în ce mai bine de la un an la altul. Trofeul la dublu a fost câștigată de către perechea franco-argentiniană Jofri Blancano și Renzo Olivo, care a învins în finală cuplul sud-american Diego Hidalgo Cristian Rodriguez din Ecuador, respectiv Columbia, favoriți numărul 2, cu scorul de 6 la 4, 2 la 6, 10 la 6. Echipa campioană a primit un cec în valoare de 5.250 de euro și 100 de puncte ATP, iar finaliștii au primit 3.100 de euro și 60 de puncte ATP. Turneul a fost organizat de de către oameni de afaceri ieșeni, precum Andrei Oriță, proprietarul turneului și Gabriel Iftimoaie, directorul administrativ de la Concord Service Center. În parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Federația Română de Tenis, directorul turneului a fost Andrei Pavel, fosta mare racheta a României. În doar două săptămâni la Iași va începe un alt turneu extrem de important, de această dată din circuitul WTA Ladies Trophy Iași, care se va desfășura tot la baza de la Ciri în perioada 1-7 august. Prilej cu care ieșenii și nu numai. Le vor putea vedea în luptă pe Viu pe Mihaela Buzărnescu, Irina Bara, dar și pe patru dintre jucătoarele internaționale care fac parte din top 100 WTA.